Lăudat să fie Domnul, care cred că înainte să vină unul dintre noi, el era aici în adunare. Să facă Domnul ziua aceasta să fie o zi de sărbătoare, că e complicat de ei să spunem cu adevărat, ne-am întâlnit cu Împăratul Slavei. Îngerii Domnului se vărăsc în jurul celor ce se tem de El și ce face? Îi scapă din primește. Eu cred că îngerii care au trebuit azi la adunare sunt aici și vor merge cu noi către casă, pentru că ați făcut cu acestea, datorită acestui lucru, noi suntem azi aici. Și pe drumul ăsta care a venit, nu s-a întâmplat absolut nimic. Dar credeți cu adevărat că sunt îngeri? Amin. Credeți lucrul acesta că sunt îngeri? Amin. Dacă sunt doar poviști. Eu cred că Evanghelia aceasta este adevărat, este da și amin. Amin. Eu am niște prieteni în Houston, în Texas, familia Urs. Serafin se numește fratele, la care își promit de fiecare dată și mi-a vorbit o întâmplare. Am cunoscut câteva rude de ale lui și din Oradea și din Groș, Bihor, acolo, zona aceea, Alești. Și ne-au, însuși, femeia despre care vreau să vă vorbesc, ne-am întâlnit cu ea. O mătușă de-a lui, ce se întâmpla? Avea un nepoțel de vreo 4-5 ani și ori. Ăsta, mare vitezoman. Fugea asta, mintea mea reușea să prinde băznica. Când după el, când sus, când jos, pe scări, la etajul 2 locuia într-un bloc. Și spunea că, într-o vară, o zăpăcit-o pe viața bătână cât o alergat-o să amin. La un moment dat nu mai putut să fugă după, pe scări după el, o fugit în casă, în casa respectivă mai era un bărbat, un unchi de-a copilului, și când a ajuns sora respectivă în ușa casei, acolo la apartament, aude căzând un scaun. Când fuge să vadă ce s-a întâmplat, era balconul deschis, scaunul de la balcon căzut jos. Copilul se suită pe scaun și a căzut de la etajul 2 pe beton. O căzut de la etajul 2. Țipând, o ieșit și bărbatul acela, fugeau amândoi pe scări, că au căzut pruncul jos și când coborau ei în viteză scările, pruncul urca scările. Foarte speriată, l-a luat în brațe, l-a luat și ăsta repede, în timp ce mergeau afară și chema, dăduse-le telefon pe scări să vină salvarea, urgența, repede, dăduse telefon la taică-s-o, la maică, să vină de unde era de la lucru, și-o fugit cu el la spital. În drum spre spital, ăștia doi întorceau pe prunc când o parte gândea. Nici o juritură. Nici o lovitură. Nici nu plângea măcar. Erau, nu înțelegeau nimic. Pentru că, normal, să cadă la etajul 2 pe beton, este imposibil să nu se rupă ceva în tine. Copilul nu are nicio problemă. Au ajuns până la spital, au venit și părinții acolo, i-au făcut radiografii, medicii, s-au uitat la ei și au spus, auziți, eu cred că mă bat de joc de noi. N-are cum copilul ăsta să cadă de la etajul 2 pe beton și să n-aibă măcar o juritură. Nimic. Nici măcar un os frânt. Este imposibil să fi căzut așa cum spuneți voi. Ăștia erau, nu mai înțelegeau nimic, spunea că tatăl pruncului îi tremurau picioarele de numai până odată s-a dispus la radiografiile alea, medicul. Și zice, așa de înspăimântat era și-o vrut să se așeze pe un scaun, acolo în birou medicului. Și când o să se pună jos, pruncul îi zice la taică-sa, tati, vezi că pe scaunul la unde vrei să te așezi tu este un înger. E mare de Dumnezeu și sufletul. Zice, el a fost cu mine acolo jos. Pruncul știa. Ce m-a mișcat foarte tare, noi venim acum din Statele Unite în decembrie, în Idaho, este un frate pe nume Daniel Ungureanu. O familie mateuți, din povestea întâmplării aceasta, că fetița lui cea mică, zice, puiul, asta mică de la un an și jumătate, doi ani, nu mai puteam să o îmbrăcăm noi. Mereu se întâmpla și ea, foarte ischiață. Și mereu, în oglindă, se uita tot timpul, cânta, zice, un copil deosebit, foarte deșteaptă și spunea ea, nu, la trei ani, ce să ne mai înțelegem cu ea, să o mai îmbrăcăm noi. Ea, în camera ei, mergea, mereu, se dea în oglindă, se îmbrăca și venea la biserică. Și spune, la una din zile de slujbă, s-o terminat slujba, am ieșit afară, sora Mateuț, o soră de acolo de acunare, avea un troc, un camion de ăsta mai mare, și-o dat cu spatele. Asta mică fugisă către spatele mașinii. Dar el a văzut când fata fuge și-o fugi repede și-o prins fata în brațe, dar mașina s-o izbit puternic, ca și cum o pus frână cineva. Sora Mateuț, în mașină, a început să țipe. Am lovit copilul, el era cu fetița în brațe. Și a auzit-o pe sora țipând, s-a dus până în față, soră, aveți o problemă, s-a întâmplat ceva. Am lovit pe asta mică. N-ai lovit pe nimeni.
venise la mine brațe, am văzut că ai pus frână, zice ea, îți jur că eu n-am pus piciorul pe frână. M-a lovit de ceva. Păi zic eu, am văzut clar că tu ai pus frână. Poate n-a uitat, poate nu știu ce. N-a putut nici cum să o convingă pe femeia asta. S-a dus acasă cu fetița și spune fetița lui, tată, știi că dimineața când m-am dus să mă îmbrac să merg la biserică, la mine în cameră, pe tavan a apărut o lumină. S-a desfăcut tavanul și un bărbat frumos, îmbrăcat în haine albe, a intrat în camera mea. Și mi-a zis așa, astăzi trebuie să stau lângă tine. Să nu te sperii de mine. Că eu voi sta lângă tine pentru câteva ceasuri. Trebuie să stau lângă tine. Și a vorbit cu mine multe. Și a spus, și la adunare a fost cu mine, peste tot a fost cu mine, până acum când ai venit cu mine acasă. Atunci o vedeați. E mare Dumnezeu la ce sute. Așa mă marcă frumusețea aceste lucruri și am zis, ce minunat când copiii ăștia văd îngeri. Și vă spun, eu sunt 100% că îngerii Domnului sunt aici în adunare. Credeți Domnul acesta? Amin. Doamne, lucrează cu putere, că ai putere să faci lucrul acesta. Îngerii lui au intrat aici și dăm slavă că cred că el și-a luat aparatul de medic și astăzi va trece prin rânduri cu un de lemn și va vindeca până la adunare. Se poate întâmpla lucrul acesta astăzi aici în adunare? Are putere să facă lucrul acesta. El este același neschimbat de când mi-am pierdut vederea și când Domnul mi-a dat lucrarea aceasta, să spun așa, am văzut puterea lui. El nu s-a schimbat. Este același și lucrează cu putere. Că dacă n-ar fi adevărat ce scrie în Evanghelia aceasta, eu n-aș mai fi fost de multe lucrări. Eu însumi am avut lucrări în ultima vreme foarte dese că a adus Domnul vremea când s-a atingă ochii mei. Abia aștept lucrul acesta. Anul trecut am avut nunta la Prum și ar fi vrut să-l văd. N-am putut să-l văd. Dar cel mai, mai mult mă bucur când îl văd pe Iisus lucrând în adunare. Amin. Și când văd că intră și începe să atingă ce este în adunare, este cea mai mare fericire a mea. Chiar dacă poate nu curând o să întâmple lucrul acesta, dar am toată nădejdea că El care a promis lucrul acesta, într-o zi va da vedere și acest lucru. Că are putere să dea vedere ordine. Amin? Amin? Am să vă aduc câteva mărturii din câmpul și tot mă gândeam când a fost ultima oră a noastră, cred că sunt 2 ani, dacă nu mai bine. Dar toate aceste mărturii nu vreau să le aduc spre slava nici a lui Bali, nici a lui Fratele Puiu, ci spre slava Împăratului Iisus Hristos. Amin? Amin? Glorie Lui, că El e mare și lucrează și astăzi în aceeași putere. Una din lucrări. Nu toate mi-aparțin, dar unele din ele da, a care am fost martor, la unele nu, dar încă o dată toate spre slava lui Dumnezeu. Gicu Stoica, probabil a fost și pe la dumneavoastră un frate de la Mărie Unedoara, care a crezut în oțel topit, într-o zi m-a sunat și spre Puiu. Rahela mea, fata mea cea mare, a crescut foarte mult și zice, avea dureri foarte mari de spate și am mers cu ea să-i fac o radiografie. Zice, avem filmul, are scolioză. Medicul diagnosticat-o cu boala aceasta, are mari dureri și o spus ei nu pot face nimica, mai mult de atât, dar nu știu ce a spus, ce tratament vrea să dea. Zice el, hai la mine să facem o rugăciune. Gicu Stoica însuși, el are vedere din partea Domnului. Și a mers și ne-a rugat pentru aia. Eu n-am avut nimic în timpul rugăciunii, dar a avut el. Deci scolioză e coloană în formă de ex. Și în timpul rugăciunii, fratele Gicu a văzut asta. Un fir alb, care a trecut prin toate inelele de la coloană și a coborât pe partea de jos. Și a rămas un capăt în jos de sfoară albă și unul sus. Și două mâini au prins una de partea de sus și una de partea de jos. Și au îndreptat coloană. Asta a fost vederea lui. Și Rahela zice, tati, pe mine și acum, după ce v-ați rugat și timpul rugăciune, și acum mă arde ceva pe spate, dar nu mă mai doare. Nu mai am nicio durere. Gicu zice, hai să nu ne grăbim, eu am văzut vederea asta, sunt 100% că e de la Domnul, dar vreau să o verific. Și s-o dus din nou la încă o radiografie, coloana perfect dreaptă. Cine a făcut lucrarea aceasta? Gicu, fratele Puiu, marele medic, care a făcut oasele, nu poate să le facă el noi. Poate, glorie lui, că el nu s-a schimbat. Amin? Am să vorbesc o lucrare chiar acum din toamna aceasta, pe 25 noiembrie, împlineam 13 ani când mi-am pierdut vederea. Eram în Atlanta, în Biserica Elim. Fratele Cornel Oran, păstor acelei biserici, avea o problemă la rinichi. O piatră care au descoperit-o medicii și îi făceam mari probleme, trebuia să meargă să o bombardeze cu laser să poată să o scoată afară.
Vreau să vă spun că la rugăciunea care a fost în dimineața aceea, tot într-o duminică dimineața, Domnul a cercetat biserica, el însuși, când urcam la rugăciune, la rugăciunea de bolnav, la vot, să dau îndemnul, pe el, el a simțit ceva fierbinte pe trup, a fugit repede la baie, v-a spus o piatră foarte mare care vine și a spus că trebuie să o bombardeze cu laser, să o facă mai mică bucățele și să o scoată afară. El a simțit că l-am pe rinichiu, a fugit repede la baie și a țâmpat piatra afară întreagă. Domnul l-a atins și nu a fost nevoie de intervenție umană, Hristos și-a pus în vinovăție. El o vină a avut și a mărturisit Dumnezeu mare și puterea lui s-a fost azi în adunare. Doamne, lucrează și în ziua aceasta. Knoxville, fratele Dea Vasile, am trecut în iarnă, ne-a rugat să mergem într-o casă la o familie cu un copil pe nume Jayden, bolnav de leucemie. Când ne-am dus în casă, nu vă spun în ce stare era familia aceea, ne-a rugat, a fost și o vedenie acolo de prunc. N-am știut nimic de prunc până acum, în noiembrie, în toamnă, când am ajuns în locul acela, într-o biserică unui pastor pe nume Costică, biserică de frați moldoveni, Republica Moldova. La sfârșitul adunării, doi bătrânei, soț și soție, ne așteptau. Frații, vă aduceți aminte când ați fost în casă, la pruncii noștri, la și noi, și vă adimitându-se la ei și-au adus aminte cine sunt. Zice, îți spuneți nu băiețelul la bună. Și am întrebat, cum nu-i Jayden? Vindecat 100%. La ungerea cum de lemn, Domnul și-a întins mâna și și-a făcut lucrarea. Zice, părinții, copilul meu, trebuie să vă spune lucrul ăsta, că ești la servici. Eu îi zic, bă, dar cum de mine o sunat de ea să ne zică lucrul ăsta? Să ne bucurăm și să mărturisim lucrarea asta mai departe. Și când am sunat pe fratele de ea, zice, puiu, am făcut noi ceva? Zic, nu, dar mărturile astea trebuie să meargă mai departe, că și Hristos la rugăciune, că vindecă. Și eu cred că vindecă și ziua aceasta. Amin? Portland. Mă duc în Portland la o situație, un frate pe nume Ionuț Dobrea. Este la noi din Măredoara, județul Măredoara. Nici măgar n-am știut cât de mult mă iubea. Cu ghilimele, zic așa. Două seri de rugăciune au fost luni și marți. Seara aceea de luni, frații mi-au dat voie în lucrul acesta să fac rugăciunea pentru bolnav, la sfârșit să închei cu o rugăciune cum Domnul mi-o dă mie de, în numele biserici și m-a rugat în felul acela, dar nu aduc întotdeauna modul ăsta de rugăciune pe un punct anume din trup. Dar atunci am simțit să zic lucrul acesta, dacă este vreo ciupercă, vreo bacterie, în părțile intime, vreo eczemă, Iisus s-o curețe. El avea de ani de zile chestia aceasta, dar să știți că și lepra asta de multe ori vine de la vârfă. El însuși, a doua zi, a venit să mărturisească că Dumnezeu l-a vindecat de eczema aceea, dar o mai și mărturisit ceva. Fraților, eu l-am judecat pe omul ăsta. O, am zis fel de fel de lucruri și eu și voi câțiva care mai sunteți pe aici, te-am judecat destui, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Că dacă n-ai, de ăștia nu ești de la Domnul. Dar dacă ai, ești convins că e parafa lui Iisus pe lucrarea ta. Gloria lui! Și el acolo a mărturisit că a judecat, că a greșit, că îi pare rău, dar mai mărturisit și faptul că Iisus i-a curățat de eczemă. Poate să vindece Domnul și pe el la bună la ziua aceasta. El poate. Mă duc în Tacoma. Un frate a așteptat 2 ani ca noi să ajungem acolo. A spus, n-am vrut să mărturisesc lucrul acesta până n-am ajuns în lucrul ăsta. El a avut o, se numește ernie umbilicală. A fost operat praporile lui, i s-a spart de 2 ori, a fost policidivat. Și-o venit la adunare. Eu chiar m-am ispitit în vremea aceea, mă, cu 2 ani, că îl trăgeam, eu, Vali mă ținea de mine când ne-au gavit în bonat și el m-a tras de mână, cu mâna la bani și o pus-o pe burta lui și zic, ăsta ce vrea să slăbească, să mă rog după necul lui, neștiind ce problemă are. În gândul meu a venit chestia asta. Dar vreau să vă spun că după ce a ieșit din adunare, Mațu, care a ieșit să fie în piele de acolo, s-a tras înapoi și acolo a rămas. Din Mare Dumnezeu face zuror. Hristos și-a păscut din numele. Credința lui a lucrat în ziua aceea, de aceea vă rog ca în ziua aceasta să lucreze credința și noi. Amin? Ajung în Spokane. Păstor acolo este un frate pe nume Pavel Duma. El e și în seată, un frate ca în timie. Dar el păstorește biserica lui din Spokane. O soră de acolo, pe nume Nadia, a ținut neapărat să mâncăm mai acasă, noi când venisem din Idaho, am ajuns în locul acela, ne-au așteptat, erau vreo 45 de frați în casă la familia aceea, plus păstorul. Și femeia asta, Nadia, mărturisea o lucrare care fusese în urmă cu ceva vreme și spunea, frate Puiu, frate Vali, ați fost în Atlanta, la o seară de rugăciune. Mama mea se ruga pentru mine. A doua zi dimineață,
la ora 10, eu trebuia să merg la operație. Aveam o tumoare pe picior și medicii trebuiau să scoată tumoarea asta afară. Mama, în adunare, se ruga așa. Doamne, Tu care ai putere peste mâna omului să faci minuni, te rog, atinge-te și de fiica mea și nu o lăsa să ajungă la mâna omului. Asta era rugăciunea ei. Și în timpul rugăciunilor din biserică, fratele Vali s-a dus către ea și a ieșit cuvânt pentru femeia asta în felul ăsta. Și la sfârșit Domnul i-a zis, când privește ce ai cerut, chiar acum îmi întind mâna și îmi fac lucrarea. Ea striga, numai fericită că Domnul a ascultat-o. Și în seara rugăciunii din biserică, ea a încercat să o sune pe Nadia, nu i-a răspuns la telefon, a doua zi dimineața la 8, i-a răspuns la telefon și o întreabă, Nadia, ce faci? Păi că mă pregătesc să mă duc la operație, la 10 sunt programat. Deci ascultă, eu am avut aseară lucrare pe frația ea de la Unedoara și i-a spus, i-a trimis lucrarea, să o asculte și ea, prorocia. Și când i-a trimis lucrarea, mama a auzit în telefon un țipăr. Nadia nu și-o nu realizat. De fapt, ea nu s-a uitat pe sub pijamale că tumoarea nu mai era. Păi cum să dispară tumoarea așa peste noapte? Are putere Domnul să facă în ziua aceasta ca orice este cancer în trup să fie scos afară? Poate să facă lucrul acesta? El nu s-a schimbat, el lucrează. De atâtea ori am văzut împreună cu fratele Vali, să zic așa, lucrările acestea și ne mirăm dacă Domnul nu lucrează. Hai să vă spun una cu un pancreas bolnav. Este un frate în Australia, cred că localitatea Perth. Dacă mă înșel, se numește Gabi Onicaș. E din Zalău, care îl face sărac, din zona aceea. E un om tare binecuvântat pământește. Însă, la vremea aceea, era foarte bolnav, cu boală de pancreas, diabet. Glicemia nu-i scădea sub 400, medicii se luptau cu el să treacă pe insulină și el nu voia. Venise în România cu soția lui, și-au auzit că suntem la Timișoara pe Liviu Rebreanu. Este un loc acolo unde fiecare sâmbătă se întâmplă lucruri incredibile, mulți bunavi vin și Dumnezeu îi vindecă și să facă Domnul și azi aici o scăldătoare și acela cum să se întâmple și ziua aceasta. Nu că ar fi cineva acolo, este Duhul Dumnezeu care lăsa să lucreze și El își manifestă cu 2016 în biserica de pe plângând ce-a făcut Domnul pentru ea. Poate să facă ziua aceasta? Are putere să facă lucrul acesta. Am să făcut credinia de Pântec și apoi voi termina cu o lucrare a unui om pe nume Todică, care nu mi-a aparține lucrarea, dar am auzit și frumoasă și numenică să vă spun și dumneavoastră. Una din ele, legat de Pântec, pe linia aceasta, Domnul mi-a dat biluințe în multe familii cu Spina și sora Ana, i-a avut cuvânt din partea Domnului că Domnul va face lucrul acela și au fost și alte familii cu 14, cu 15 ani, cu 18 ani, cu 22 de ani în Alba Iulia și cumnata mea. Cumnata mea, ortodoxă, fiind, știa câteva din mărturile mele de pe internet și o vin acasă la soție și le auzeam vorbind într-o cameră. Și zice ea la soția mea, la Aurora, auzi, Auraș, nu-i spui la puiul să se roage și pentru mine să-mi dea și mie un copil? Avea 8 ani de când era căsătorită și n-avea niciun copilaș. Eu am auzit-o din camera cealaltă și mă duc și spun, Lenuța, crezi că Domnul poate să facă lucrul acesta? Dar zice, ce? Noi ortodoxii nu credem? Cred și eu. Zic, frate, să nu prea vă bucuriți. Hai, ma, să mă rog pentru tine. Și când m-a rugat pentru ea, am văzut trompele ei, cum s-o desfăcut dintr-o dată, amândouă, soțul ei, am văzut problema lui și am spus, păi care e problema? Problema nu e la tine, mai mult la el. Și am zis tot ce are el, tot ce mi-a zis Domnul să-i spun. Era atât de șocată, imediat a pus mâna pe telefon și o sunat pe Marcus, pe soțul ei. Bă, zice, ai spus ceva la puiul, ziceai tu? Nu. Eu n-am nimic cu el. Uite ce mă zice asta. Zic, tu, Lena, tu nu înțelegi că noi la noi la pocăiți Dumnezeu vorbește? Duhul Sfânt ne-a descoperit cu asta. Nu-i de la niciun om. El mi-a spus problema lui. Asta e problema. Și ea zice, ce-am de făcut? Fă ce spune. Și am spus tratamentul, să spun așa, un tratament cu bine mele. I-a spus ce are de făcut și va rămâne gravidă. În 3 luni a rămas însărcinată. Pentru că Dumnezeu nu greșește. Amin. Amin. Foarte fericită, pe la luna 4, luna 5-a, s-a dus la un ecograf. O venit la mea acasă și ea și soțul. Am fetiță. Domnul să binecuvânteze fetița. Eu seara mă pun pe genunchi și mă rog. Doamne, îți mulțumesc că lucrez. Să ai grijă de fetița asta să se nască, să meargă până la capă, să ajungă asta. Binecuvântă pânte cu ei. Și în momentul ăla am o vedenie. Văd pe lângă mine un băiețel
În pielea goală, fugea pe lângă mine. Zic, ce-i cu asta? Domnul zice, e fetița Ulena. Bă, nu prea e fetița asta. Așa, spune ce s-a arătat. Și pun una pe telefon și o sun. Lenuța. Îmi pare rău să spun că te dezamăgești, știu că ți-ai dorit și tu și m-am fetiță, dar nu veți avea fetiță. Domnul mi-a dat în vedere un băiețel. Cum n-am tâmpit auzit. Ăla iubește pocăiții de numai în vremea aia. Apoi iubește mai mult. Da. Îmi ia telefonul și zice, cum n-a trebuit? Hai să-ți spun ceva. Știi? Știu că la voi la pocăiți spui ceva pe acolo. Prolog, parcă nu? Zic, în fine, zic cum vrei. Zic ce vrei să zici. Avem și noi, ortodoxii, prorocii noștri. Care? Și el zice, ecograf. Ai auzit ecograf? Păi ce, ești tu mai tare că ecograf? Băi, zic, auzi, eu știu ce e ecograf, dar ecograful lui Hristos nu creșește. Amin. Amin? Amin. În fiecare lună, luna 6, a 5, a 6, veneau amândoi după fiecare ecograf. Ia spune Lenuța, ce mi-a zis prorocița noastră, doctorița noastră? Și asta spunea, fetiță, fetiță, până luna 8-a, tot fetiță. Când am auzit că e fetiță și luna 8-a, am schimbat rugăciunea. Doamne Dumnezeule, dacă e fetiță, te rog să-i schimbi sexul. Nu știu cum vei face lucrul ăsta, dar de rămâne de rușine lucrarea ta. Și zice, el a pus să grijă să spună tot cartierul, vederea mea. Orice zice ăsta, nu mai imediat cum zic medicii. Prorocul, și că e prorocul de la pocăiți. Mă înbajocorea, demâstigau unii foști clienți de mine, așa, la sinagoga satanei dinainte, strigau pe mine, frate, proroc, cum e cu fetița, cum e cu băiatul, cu lucrările, mă înbajocoream toți, că pur și simplu mă puneam în blocul, ca să mă întâlnesc pe ăștia. Eram foarte mânit așa în inima mea. Cu două săptămâni înainte să nască, au venit amândoi de la ultimul ecograf. Foarte pocăiți. Foarte pocăiți. Eu, cu o jumătate de gură, Lena, zilul puiul ce-o zis prorocița noastră mincinoasă. Păi zice, costam băiat. Eu nu m-am arătat față de ei, m-am dus dincolo în casă și am spus mâinile, erau dincolo și strângeam mâinile și plângeam și am spus, Dumnezeu mare și puternic și lucrarea lui nu rămâne de rușine. Poate v-a mirat felul ăsta de rugăciune, v-a zice, cum mai puteam să mă rog în felul ăsta, lăsiți orice cer cu credință, Hristos face în felul ăsta. Amin? El a făcut mădularele și așa o să vin numele. Datorită acestei lucruri, am întâi cercetat de câțiva ani și în ultima vreme el spune că este vremea să fac pasul ăsta. Domnul să lucreze în întâirea acestei familii. Amin? Termin cu fratele Todincă despre care m-a vorbit. Nu mi-am abține, noi avem un frate Miron care în timp când merge cu el în lucrare și mi-a vorbit despre omul ăsta. Și m-a mișcat puterea acelei lucrări și frumusețea acelei lucrări. Todincă era un vas de lucru din Deva. Avea o dace cu care făcea misiune, îi spuneau ăștia o dace la Blacită, dar cu aia făcea misiune fratele Todincă. Și era chemat și el în țară peste tot de lucrări, de fel de fel, și pe vremea Ceaușescu și dumneavoastră, și era cardiac. Stătea, nu știu, etajul 3 sau 4 într-un bloc, acolo în Deva, urca până la apartament, la el spunea de adorite inimii care avea bolnave, făcea aproape un ceas în sus. Cu pauze se oprea pe fiecare treaptă, mari dureri, și era așteptat să meargă la Institutul Clinicii în Cluj, cu frate, cu copii, să-l opereze. Dar el tot amâna, că Domnul mă vindecă, Domnul mă vindecă, și-a ajuns la o rugăciune, la o soră care e vas de lucru și trăiește și azi, în Deva. Și la rugăciune și cuvânt așa, auziți ce prorocie? 1, 2, 3, 4, în clipa asta am pus 4 copci la inima ta, amin. Auzi lucrare. El o simțit pe piept că e ceva fierbinte, mai zice că trebuie să verific lucrul ăsta. Și ce-a făcut? O ieșit din casă, că soara stătea la etaj, nu știu, la etajul 2 parcă, și-a coborât scările și le-a urcat în viteză, fără nici o durere. E mare de lucrurile acestor. Poate să facă azi o inimă bonată, o inimă nouă. Un fican bonat să facă un fican nou. Are putere să facă lucrul acesta. Și să spun ca să se verifice toate lucrurile până la capăt. Niște frați de Lugoș trebuia să vină la gara din Deva și fratele să ia de la gara cu Dacia, să-i ducă până în Călan, în Călan, așa, fratele Gacea pe acolo, rudă cu fratele Gacea, femeia despre care vreau să vorbesc se numește Dobre, doctorița Dobre.
Ea este o soră din biserică de la Fratele Gagea și avea atunci, pe vremea încă era, mai mutat în hață, în aparatura, un aparat, ca un monitor, și eu însumi am fost la monitorul ăla cu Fratele Vali de câteva ori pe la ea, și când punea aparatul pe tine, pe un ecran, se vedea tot ce e în tine. Iar frații ăștia erau programați. Și fratele Todinca i-o lua de la gară și o dus până la ea. Și pune pe toți la aparat și Todinca îi zice, soră, domnule, nu mă puniți pe mine la aparatul ăla. Zice, la ce? Știi problema mea cu inima. Hai, știa ce problema are la inima. Ii de la aparat. Și l-o pun la aparatul. De monitor, deasupra inimii, pe un vas important de la inimă, erau patru inele puse unul peste altul. Strălucitoare. Care se vedeau foarte clar ca niște cleme pe un vas de sânge. 1, 2, 3, 4. Cum a fost prorocia? 1, 2, 3, 4. Chiar acum pun la inima ta 4 proroci. Doctor Isa văzând ce pe monitor se întoarce spre Todinca. Când te-ai operat? El cu mâna sus, Iisus Hristos mi-a făcut operația. Nu m-a atrit nici o mână pe o zi, zice, soră, ca să mi se pună chestiile alea care vezi la prorocie și ceilalți. Ce trebuia să mi se facă pe mine? Părea să fii tăiat. Odată când m-așa jos și-o zis, n-am nicio tăietură, nici aici, nici în spate. Marele medic taie, fără să se facă. Operează fără să atingă carne. Poate să o facă și ziua aceasta. Amin. Spunea că am fost făcut în altar, vorbea fratele meu, voi, au fost acolo, ăștia din Lugos și Tăbăzut minunea, mă așa au strigat toți cu primul cu sora. Dumnezeu minunilor lucrează și astăzi pe aceasta. Dar să vedeți cum se vede lucrarea. Este chemat la Cluj, fratele, să meargă în lucrare. Nu pleca până nu se ruga. Și când se roagă, Todinca, vede o barieră, Domnul nu mă lasă, le zice la frază la telefon. Și închide telefonul. Nu trece un ceas, sună un nepot de-al lui, venit din Germania. Unchiul meu. Zice, mi-a luat un beagă, aproape mă, dacă știi cum arată, și zice, vreau să mă duc până la Cluj, hai cu mine să facem o plimbare. Extraordinar. Chiar m-au sunat niște frați ca să mă duc la Cluj în lucrare, vin cu tine. Și închide telefonul. Nevastă să zice, Todinca, nu ți-o zis Domnul să nu te duci? Că e barieră. Păi da, barieră cu Dacia. Dar cu bea mea, cum să mă ducă? Păi dacă Domnul zice să nu te duci, că e cu măgar, cu căruța, nu te duci. Și e barieră, rămâne barieră. Și Todinca n-a ascultat de vedenia care a văzut-o el, s-a suit cu nepotul mașină și la câțiva kilometri de Cluj s-a răsturnat mașina. Praf și pulbere. Și el și nepotul parcați în bata, ortopedie, cu oasele rupte, cu picioare pe sus, când s-a trezit Todinca până la piept la gipsul. Dezbrăcat și cu piciorul cocoțat, o grămadă de studenți în jurul patului. Și profesorul de la Institutul Inimii, pocăit care cunoștea cântul de scrisor, chiar îl fără pe bar. Pacea Domnului face Todinca. Pacea Domnului. Ce când am venit pe aici? Te așteptam foarte lucrări și văd că vii altfel. Păi zice, dacă ne-a ascult, zice, dar ce-i vocea de stau cu mâna că scade să uite toți la mine? Nu la tine să uite. Deasupra patului tău este un film, o radiografie. Ne uităm toți la inima ta. Ne uităm la pieptul tău, nu ai nicio teritură. Ne întrebăm toți și eu în sub, cum au ajuns chestiile înăuntru. Și eu am dat radiografia. Zice, hai să vă mărturisesc lucrurile. Și o mărturisit minunea lui Dumnezeu. Medicul era cu cartea de medicină în față, în mână la el. Ăștia elevi erau stupefiați. Și se uită la profesor, domn profesor, noi nu înțelegem ce vorbește omul ăsta. Păi zice, nu aveți cum, aveți urechi și nu auziți, aveți ochi și nu vedeți. Păi cum, nu vedeți și aici. Omul ăsta vorbește despre minunile lui Dumnezeu. Și-a luat medicul cartea și-a pus-o jos de medicină și-a luat de lângă capul lui Todinca Biblia. Și-a spus, aici, ca să vă pot vorbi despre ce vedeți acolo, cartea se va lua. Evanghelia lui Dumnezeu are putere și astăzi. Și le-a predicat la toți tinerii Evanghelia lui Iisus Hristos. Nu m-a predicat, dar eu văzut și minunea. Ne căm picioare.